PNTCD a depus marți, 25 martie, la Biroul Electoral Central lista candidaților la alegerile europarlamentare împreună cu aproximativ 250.000 de semnături. Candidații Aurelian Pavelescu, Sebastian Bodu, Maria Stavrosițu, Alexandru Ștefănescu și Ion Neacșu au fost însoțiți de prim-vicepreședintele PNTCD Vlad Moisescu și de deputatul Diana Tușa. PNTCD a strâns un număr de aproximativ 250.000 de semnături cu scopul de a obține în alegeri cel puțin 5% dintre voturi pentru a deveni partid europarlamentar. Declarația a fost făcută de președintele partidului Aurelian Pavelescu. Suntem încrezători în șansa noastră. Numele candidaților noștri este nepătat și nu există nici măcar cea mai mică bănuială că vreunul dintre ei ar fi săvârșit vreo faptă de corupție. De aceea am curajul să declar că vom ieși câștigători din această bătălie electorală și că realmente suntem o alternativă a actualei clase politice, a declarat președintele PNTCD Aurelian Pavelescu.